Gata, a revenit în direct în curcătură, Măricică, la Partidul Social Democrat, toată cu această lege de recalculare a pensiilor. E încurcătură foarte mare pentru că oamenii ăștia, când contau pe cineva la vot, contau în general pe oamenii care sunt cumva la pensie sau dau să intre în zonă. Deci cumva ăsta era publicul lor țintă. Și îți dai seama să ne mulțumești groaznic, exact publicul tău țintă, cu două luni înainte de alegeri. Mă pare totuși o idee mai degrabă infernal de proastă. Și atunci domnul Ciolacu este întrebat în legătură cu treaba asta și încearcă cumva să amelioreze, să zică, să facă, să dragă să ascultăm ce zice domnul Ciolacu despre situația în care ne aflăm. Vor fi indexate aceste pensii care, prin recalculare, sunt mai mici decât cele în plată. La care dintre cele două valori? Când te adresezi la 4,7 milioane de oameni, este normal că vor fi și nemulțumiri. Este normal că există și niște crăpături ale legii. Niște lucruri care au scăpat. Dar de unde pleci cu reforme? Reformele România și le-a asumat în PNRR. În PNRR anumiți deștepți au scris ce trebuie să cuprindă acele reforme. Negocierile cu Comisia, pentru că sunt de reforme și primim bani, sunt granturi, au negociat cu Comisia un pachet legislativ, un corp al legii. Ce trebuie să cuprind? Eu am cerut ministrului, sub nicio formă, să scadă vreo pensie. Și am încercat să închidem inechitățile. Am reușit, din punctul meu de vedere, la 95%. Sunt 1%, 2% persoane nemulțumite. Soluția pe care o inventarează aici domnul Ciolacu Marcel este aceea că, domnule, ce vedem noi acum discutat la televizor cu tare reprezintă 1% din pensionari. Adică, practic, tot tâmbălăul ăsta desfășurat la televiziune, oameni care vin cu tot felul de nelămuriri, de neclarități, de dezamăgiri, de tot felul de lucruri de genul acesta, înseamnă 1% din pensionari. 99% sunt încântați și stau liniștiți. Eu am înțeles că pentru 800.000 de oameni e o problemă. Asta ne-au spus, cum îi cheamă, politicienii. Da. Ieri, în discuția cu președintele de la Caltel Alfa, cu domnul Hosu, am aflat că 1.500.000 de oameni ar putea fi afectați de noua legislație privind... Ei, nu prea pare 1%, 1.500.000. Nu suntem chiar India, ca să zici. Rugăm, uite, nu poți calcula exclusiv în termen de persoană afectată, persoană neafectată. Că persoanele afectate au rude. Și, de regulă, o reacție se stănește mai degrabă pe bază de nemulțumire decât pe bază de mulțumire. În sensul în care, dacă vine bunicul, bunica, și transmit nepoțelului că a crescut pensia cu 10 lei, 50 de lei, nepoțelul nu o să stea la coadă să voteze PSD-ul că i-a crescut pensia cu 10, 15 lei, neschimbându-i oricum dramatic nivelul de trai. În schimb, dacă se plânge bunicul sau bunica, da? Se plânge oricare dintre aceștia, că dând 4.000 de lei, 5.000 de lei cât a primit pentru că a lucrat în mină în condiții extrem de dificile, i-a venit o recalculare la jumate. Acum, imediat se alertează spiritul civic și familial, da? Și se merge la vot că ăștia își ba joc și dă bunici. Atunci când nu puteau vota oamenii în diaspora, da. Și au sunat acasă și erau nemulțumiți și atunci de data aia, practic, bunicii s-au alertat. Mă rog, dacă ar fi așa. Că în general erau oamenii mai degrabă în câmpul muncii acolo. Dom'le, ce se întâmplă cu treaba asta, cu recalcularea care, până la urmă, mă rog, pe unii a nemulțumit, dar rămâne, e această formare pe care nu mai supor și o repet și eu acum, dar nu mai supor nicio, credeți-mă, rămâne în plată pensia actuală, mai favorabilă. Domnului pare că rămâne. Exact. Că n-a fost foarte clar. Dar există o stare, am văzut acum, îngrenată de tensiune, în sensul în care, dom'le, dar totuși mi-ai scris acolo că eu iau niște bani cumva ilegitim. Adică, ok, rămână ăștia pe care i-am, dar tu în recalculare... Să fie rușine că îi primești. Pare așa că, domnule, ar trebui să iau mai puțin și atunci oamenii se gândesc, poate vin unii mai netrebnici care vor, zice în felul... Vor modifica legislația astfel încât să nu mai rămână în plată. Primește aia în paranteză, ce ai în paranteză acolo, nu ce vrei tu. Da, există și genul ăsta de tensiune. E, se spune, teoretic, că potrivit Constituției nu poți suferi o diminuare a pensiei. Dar sunt atâtea metode prin care
umblând la, la impozitare, da? Da. Stabilind niște praguri, da? Penalizând omul prin suspendarea lui de la indexarea anuală, da? Deci tu ai o serie întreagă de metode de mecanisme, da, în care îl lași cu suma pe care o are acum în plată, dar ai grijă ca într-un an, cel mult doi, suma aia să nu mai valoreze aproape nimic, da? CCR-ul a luat o decizie la momentul în care Băsescu decisese atunci reducerea pensiilor și a zis, domnule, nu e constituțională. Nu poți să tai așa din ea. Tăierea, dar sigur sunt și alte mecanisme. Oricum, starea de nemulțumire este una evidentă și mă îndoiesc că acoperă doar 1% dintre cei care nu sunt vizați. Nu știu care e procentul. Dar păi asta vezi, e și procentul. Dacă ar fi 1%. Da. Păi dacă ar apărea mâine un anunț, 1% din populația României va muri. Da. Ce o să ne bucurăm că 99% supraviețuiesc? Nu ne-am gândit, bă, 1%. Poți să știi? Păi asta era la pandemie. Nu știi că era la pandemie. În pandemie îți veneau și spuneau, domnule, stați o secundă, că mor doar 3-4% dintre ei și care se... Păi da, mă, dar dacă 3-4% cine ăștia... Cine 3-4%? Asta e să nu fie de la tine. Nu, dar adică dacă 3-4% sunt în 10 milioane... Într-o manieră egoistă, da, primul pas e să spui, doamne, dar care or fi? Sper că sunt în 99, doar noi avea ghinionul ăla. Da. Pe care pasul 2, când depășești faza asta egoistă, e să... Bă, dar ăla 1% de ce mă să sufere? Ăla ce vină are? Că nu e ca și cum a depus acte false, a făcut o combinație, a făcut o bagabonțeală. Nu, pur și simplu omul onest a intrat într-o profesie cu anumite beneficii anunțate, a ieșit din profesie făcându-și tot stagiul de cotizare obligatoriu și anii de muncă și s-a trezit după 20 de ani de la pensionare că bă, ți-am dat mult. Alo, bă, e mult. Alo, nu faci alo, atâta. Unde mergeți cu pensia aia mare? Că e mult. Și da, după aia îți bate și obrazul. Dar nu-ți dau cât ar trebui să-ți dau, dar nici nu-ți cine ți-o mai îndesație vreodată. Cu ăștia rămâi. Știi? Asta pare să fie atitudinea. Acum hai să-i spunem bună seara domnului Gabriel Farnaș, care este președintele sindicatului exploatarea, prepararea uraniului. Bună seara, dumneavoastră sunteți în cei 1%, nu? Bună seara! Bună seara, bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Noi mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Haideți să discutăm despre problemele sau, mă rog, situațiile pe care le-au întâmpinat cei pe care îi reprezentați dumneavoastră sau pensionarii din zona asta a uraniului, un domeniu, o industrie ultra-sensibilă și care pare acum să fie tratat așa cu mult dezinteres de către cei care au construit legea asta. Da, deci drepturile la data deciziei de pensionare au fost stabilite legal. În urma unor aplicări, unor noi formule de calcul, chiar dacă pensia în plată nu se diminuează, cei din condiții speciale, și aici revin, nu condiții speciale generic, cum sunt dansatorii, cum sunt mecanicii de locomotivă, piloții, ci în condiții speciale, zona 1 și zona 2 de expunere la radiații, sunt exceptați printr-un abuz un număr de ani de la indexarea rezultată în urma stabilirii indicelui de inflație anual. Da, pentru că s-a discutat foarte mult despre cazurile pe care le-ați invocat puțin mai devreme, de exemplu despre mecanicii de locomotivă, care și ei se află într-o situație deosebită și ei vorbesc acum despre pensii care le-au fost șuntite, dar să facem totuși o diferențiere între condițiile de muncă din industria pe care o reprezentați și, sigur, condițiile grele, nu spune nimeni că e vreo plăcere, în care își desfășoară activitatea mecanicii de locomotivă. În sensul logicii următoare. Ei nu sunt expuși la material radioactiv. Că, da, probabil că, din păcate, trebuie să abordăm și cinic lucrurile. Oamenii care au lucrat în această industrie au, practic, mai putea să te gândești care avea de trăit mai puțin. Având oricum sănătatea și obrezită grave în urma expunerii, e totuși cu tot o altă situație. Da, după legea 263 și legea 19... s-a stabilit că o perioadă maximă de risc urmare activității în uraniu, zona 1 și 2 de expunere la radiații, este de 15 ani. Indicele, cum să vă spun eu, de supraviețuire în urma unei astfel de activități este foarte redus. Speranța de viață este foarte redusă. Spre exemplu, din 1974, când s-a construit uzina de la Feldioara, până în momentul de față și în Compania Națională a Uraniului la exploatări de uraniu, a ieșit 11.000. Acum sunt cel mult 6.500 în plată. Deci, dacă un om, să zicem, a ieșit după 15 ani de activitate la pensie și este undeva la vârsta de 50 de ani, maxim 15 ani, cei mai norocoși prin vârsta de 70 de ani. Deci să nu-ți facă statul probleme că are un impact.
asupra bugetului public de pensii. Și ideea este că dacă am fi prevăzut acest viitor, cei care mai suntem încă și mai suntem în viață încă, nu cred că ne-am fi riscat viața. Vă spun acum, în deplină cunoștință de cauză, sub absolut nicio formă nu mi-aș mai fi riscat viața ca să vină anumite persoane prin anumite calcule matematice. Și am văzut și nivelul de înțelegere al staffului de la Ministerul Muncii. Nu înțeleg absolut nimic și nu fac deosebirea între condițiile speciale generic sau grupa 1 de muncă și condiții speciale în zona 1 și 2 de expunere la radiații. Așa că formulele sunt similare, dar situația în sine e total opusă. Complet diferită, da. Absolut complet diferită. Dar din informațiile pe care le-ați colectat până acum, cam la ce fel de reduceri, de diminuări ale pensiei, sigur, rămâne în plata aia mare, ne-am obișnuit cu replica asta, cu tot ce am discutat puțin mai devreme. Dar cam cu cât a scăzut pensia celor care s-au pensionat, desigur, din zona asta a uraniului? Vă dau ca exemplu pensia mea. Vă rog. De la 7136 de lei, după 35 de ani de activitate, nu în uraniu. În uraniu am 20 de ani. În ultima decizie nu mi s-a luat în calcul deci nu mi s-a luat recalcularea ultimului an de activitate. Ideea este, vă dau un exemplu, de la 5200 la 2200, de la 7136 sub semnatul la 4300. Deci undeva pe medie la 40% ca urmare a declarării necontributivității a 10 ani de activitate, în sensul în care un an de activitate în domeniul uranului egal un an și jumătate vechime în câmpul muncii. Deci acei 20 de ani, deci vă spun, deci s-a diminuat pensia undeva la 40%, iar cei 10 ani după lege, și există și în tabelul articolului 52 din legea 360/2023, un an de activitate egal un an și jumătate de activitate. Acei 10 ani de zile au fost declarați necontributivi și pentru acei 10 ani de zile mi-au scăzut pensia cu 40% de la 7100 la 4300. E o reducere scandaloasă. Dar ați avut discuții cu cei de la Ministerul Muncii pe speța asta? Adică să le explicați exact cum discutăm noi acum, transparent, ca și cum ați vorbit cu oameni care nu sunt în domeniu, că așa par să funcționeze, ca niște oameni în afara domeniului. Am avut discuții pe data de 26 iunie cu doamna și v-ați văzut cu doamna Bucură Oprescu? Da, și cabinetul s-a amânat pentru o dată ulterioară. I-am explicat cei de la 15 ani și 17 ani s-au trecut acum la 22 de ani și 6 luni și 25 de ani și 6 luni pentru zona a doua, ceea ce mi se pare foarte mult și nimeni nu se va mai angaja în domeniul uraniului. Normal, evident. Și mi-au dat dovadă că pur și simplu nu numai faptul că nu înțeleg realitatea din teritoriu, realitatea din această activitate profesională, dar pur și simplu tratează condițiile speciale pe ansamblu, în sensul în care sunt câteva sute de mii de oameni în grupe superioare de muncă și în condiții speciale sau grupa 1, cum se numea înainte de 2001. Deci n-am făcut nicio deosebire. Mi-a explicat despre negocierile cu Comisia Europeană, dar aici i-am spus că Guvernul României s-a obligat să nu modifice legea timp de 5 ani de zile, 360 timp de 5 ani de zile, sustenabilitatea plății pensiilor din sistemul public de pensii a fost pilonul principal pe care s-a negociat. În sensul în care și cealaltă categorie nu contează. Iar la noi, la 6500 de oameni în plată, nu cred că ar fi fost un impact foarte mare, având în vedere și speranța de viață foarte scăzută. Deci ce să vă spun, mulți oameni fac cancer al organelor moi, iar alții mor din picioare. Dar și ce aș vrea să înțeleg un pic legat de această întâlnire pe care ați avut-o cu doamna aceasta, vi s-a părut că nu înțelege ce explicați sau vi s-a părut că nu e interesată de ce explicați? Mi s-a părut că știe ce are de făcut și nu poate să facă altceva. Am înțeles. Bun. Deci, practic, au fost niște negocieri, dezbateri mimate. E totul prestabilit. Am depus un amendament la Ministerul Muncii prin Federație, unde sunt vicepreședinte Federația Națională Mine-Energie. Inclusiv la domnul Solomon a fost un reprezentant al nostru atunci când prin camerele reunite se vota în plen.
Avizul a venit favorabil de la, pentru noi și pentru cei din Valea Jiului și cei care au beneficiat de pensionare cu legea 197, au vrut să distrugă mineritul de lignit și huilă. Așa, și mă rog, acolo au făcut concesii ca să-i trimită pe toți acasă și după care unii s-au reîntors că nu există mineri. Dar nu contează. Ideea este că până în ultima secundă avizul pentru noi și pentru cei din Valea Jiului a fost favorabil din partea doamnei ministru prezentă în Camera de Muncă a Camerei Deputaților, inclusiv la întâlnire de la Ministerul Muncii și cu președintele Pârvulescu al Federației, dar mi s-a explicat undeva de către anumiți reprezentanți ai clasei politice că eu pot să depun orice amendament pentru și în numele vostru, dar colegii mei n-or să vrea. Uh-huh. Adică orice amendament s-a depus s-a respins în proporție de 99,99%. Adică exact cum a ieșit legea pe porțile guvernului, așa s-a menținut până la votul final. Dar nu reușesc să înțeleg, pentru că nici măcar nu poate fi o chestiune cu impact financiar semnificativ. Ne-ați spus puțin mai devreme, numărul pensionarilor din această industrie este mic, vorba de câteva mii de persoane, oricum pensiile nu sunt exagerate, nu se compară cu pensiile pe care le primesc magistrații, judecătorii, curții constituționale, oameni din zone cu adevărat privilegiate, servicii secrete și altele. Deci să le reduce acestor oameni, despre care ne-ați confirmat că au speranța de viață oricum mai mică decât în cazul celor care au lucrat, bineînțeles, într-o zonă fără risc. Deci și puțini, și cu speranța de viață redusă, și cu pensii care nu sunt fabuloase. De ce ai ostiliza nu doar această categorie, ci întreaga societate care vede o nedreptate, adică se sesizează ceva profund în neregulă, nu e ca și cum, și nu ai redus cu 100 de lei sau ceva de genul ăsta. Ne-ați vorbit de reducere de până la 40% în cazul dumneavoastră, al altor colegi. Adică, nu, Radu, tu sesizezi vreun motiv pentru care cineva ar vrea pacet al dracului să taie de unde chiar nu e de tăiat? Mie mi se pare totuși că atestă o situație realmente disperată a bugetului. Adică dacă până și... Dar nu impactează major. Da, adică ce bani gândesc, face economie de la... Dacă acesta este luat în calcul ca fiind esențial, e clară treaba că situația e dramatică. Adică mie asta îmi transmite. Bă, până și pe banii ăștia contăm. Atât de disperați suntem. Păi atunci poate n-ar fi trebuit să modifice pragul de impozitare de la 2.000 la 3.000, că oricum pentru pensionar nu e un mare câștig în bani, iar la bugetul statului 160 de milioane de euro. Poate cu banii ăștia ar fi putut să mențină la nivelul care ar fi trebuit pensiile pentru... Bun. Dacă se poate vorbi despre un plan, strategie, pași pe care să-i urmați, în eventualitatea în care, chiar în ciuda acestor argumente perfect rezonabile de bun simț, nu se modifică nimic în cadrul legislației, în ceea ce vă privește. Ce mai puteți face? Așteptați un nou guvern? Să luăm, nu așteptăm un nou guvern. Fiecare pensionar cu studii juridice sau nu poate să se uite în decizia de pensionare și să vadă că poate fi contestată la instanța competentă tribunalul de domiciliu în 45 de zile. Este primul pas pe care prudent și necesar, imperativ, ar trebui și îl facem toți. Și acum vă dați seama că e o altă problemă pe care o putem discuta dacă s-ar întâmpla asta la o scară mai largă, să zicem, deși poate că se anticipează că nu se va întâmpla, că în general pensionarii n-au această energie și această disponibilitate de a face toate aceste acțiuni. Dar mă gândesc totuși că dacă s-ar întâmpla, nu s-ar bloca instanțele, am avea de-a face cu o altă problemă similară? Dacă s-ar duce... Pentru că sunt câteva zeci de mii prin Valea Jiului, adică subteranul. Adică, ce doamne, cum o rezolvăm? Pe lângă ceilalți care nu vin din domenii din acestea cu condiții speciale, vin pur și simplu cu nemulțumiri. Nu i-au calculat toți anii, n-au luat în calcul. Adică, deci, dincolo de cei care vin din industria asta a mineritului, avem și altfel de pensionari care au nemulțumiri. Adăugăm și pe aceea la... Adică există riscul unui blocaj în sistem. Bun, urmărim să vedem ce... Urmărim, păstrăm legătura, vedem cum evoluează această temă esențială pentru campania de la finalul 2024. Eu cred că se va vorbi mult despre modul în care au fost recalculate pensiile. Îi mulțumim domnului Gabriel Farnaș, președintele Sindicatului Exploatare Preparare Uraniu din România. Și m-ar interesa domeniul, foarte mult. Dacă nici ăsta nu ți se pare sensibil, adică oamenii care au intrat să muncească în industria asta știau ce fel de prejudicii medicale vor avea de suferit. A spus-o
domnul Farnaș mai devreme. Da. Dacă știam că după X ani îmi spui că nu mai merit banii, nu mă expuneam unor riscuri. Pe de altă parte, nici să nu vină politicienii cu replică cinică, dar te-am pus eu. Păi da! Pentru că România avea nevoie de capacitățile sale din industria uraniului. Da? De-aia avem anumite facilități pe care alte țări nu le au. Atenție, și care au fost dezvoltate de-a lungul timpului. Uraniu este o resursă importantă și am acum. Nebunit? Esențială și acum. Am nebunit? Ceva dacă ce nici pe oameni... De trecutul. Da. Deci bun. Și puțini. Trăiesc și mai puțin decât ceilalți. Și pe ăștia ai ars la pensie și ai văzut pensia. Nu era ceva care să... cu tremuri. Era ăla, magistratul ăla care înainte de 89 nu știu ce fusese șef pe la un penitenciar, după care a intrat în procuratură, dragi lați, lua 12.000 de euro pe 12.000 de euro pe o spectaculozitate da. E determinată de faptul că în timp ce se discută acest subiect, în termenii în care se discută acest subiect, domnule, mai e un subiect în paralel desfășurat, domnul Toni Greblă. Domnul Toni Greblă, bravo! Câte ori fi recalculat pensia lui domnul Toni Greblă, care numai condiții vătămătoare n-a avut? Și uite-l ce bine conservat e! Uite-l pe domnul Toni Greblă, la 71 de ani, cum încă este în funcție, în vigoare, în putere. Venituri, mi-aduc aminte că am menționat ieri, are niște venituri undeva la 120.000 de euro pe an, ceva de genul ăsta. Are salariul de fotbalist. La nu, are 140.000 de euro pe an. Nu știu dacă la echipa lui Becali câștigă fotbaliștii 140.000 de euro. Nu, are salariul de fotbalist, doamne. Ce vrei să vă zic mai mult? Așa. Are salariul de fotbalist de Liga de tot. Partea de sus? CFR Cluj. Mergem într-o zonă unde salariul este sigur. Play-off? Asta e atmosfera acestui domn Toni Greblă și întrebat în legătură, pentru că el a ajuns aceste venituri și din proprie decizie. Adică el s-a mai... Dacă nu te ajungi singur, trebuie să te ajungi și singur în dacă viață. Dacă vă lăsa pe dumneavoastră, am văzut că nu vă pricepeți, nu vă descurcați. Eu am 5-6 indivizi de ăștia pe care putem pune așa pe masă, care au pensii însumate, cu care rezolvi, deci numai cu pensiile lor, de 10.000 de nu știu câte mii de euro, da. Numai din pensiile ăstora, rezolvi problema. Deci cred că poți să rezolvi problema inclusiv la toți din zona mineritului pe uraniu, de care am vorbit puțin mai devreme. Deci cu câțiva de ăștia, care cum îți câștigă 20.000, 14.000, 20.000 de euro. Dom'le, bani mulți, extraordinar de mult. Și mai ține și postul blocat la AEP. Deci el e și împărțitorul fondurilor pentru partide. Tu primești, tu nu mai ține de ce le făcuseră lora de la PMP? Că a zis, nu vă dau banul, de ce? Păi da, e congresul, da, nu scrie cutare, aici, da. Nu știu ce. Până la urmă a zis în alta curte, dă-le bă banii, dă-mă banii, fără ce știu, dă-mă borfașule banii. Deci și nici reglaje de-astea mai face din când în când. Dar haide să vorbim deci, despre acest om. A fost prins că și-a mărit ilegal salariul cu 1.000 de euro pe lună și are și o pensie specială undeva la 12.000 de euro lunar. Hai să-l ascultăm pe domnul Toni Greblă întrebat în legătură cu, prins cu această situație, întrebat în legătură cu această situație, ce a menționat. Ziua în care am venit președinte la Autoritatea Electorală Permanentă, am semnat niște ordine care sunt absolut normale pentru orice fel de activitate, inclusiv stabilirea indemnizației președintelui Autorității Electorale Permanente. Mi-a fost adus, cum mi-au fost aduse și celelalte ordine, având pe spate 5 semnături ale șefilor direcțiilor respective, Direcția Juridică, Direcția de Resurse Minerale, Direcția de Resurse Umane, Direcția Financiară și Ordinul contrasemnat de Secretarul General al Autorității Electorale Permanente. Eu nu pot să fiu contradictoriu cu mine însumi. Dacă am semnat angajamentul de plată și 90%, 85-90% din sumă am și restituit-o, urmând ca în următoarele 2 luni, până la sfârșitul anului, să fie încheiată această socoteală, nu pot să contest în instanță ceea ce eu am semnat cu propria mână, că mi-au angajamentul să restitui suma. Luați în calcul să demisionați? V-au cerut mai multe voci sau ați vorbit cu premierul despre acest aspect?
legat de tot acest scandal. Acum aud o singură voce a dumneavoastră care pune o asemenea problemă. Nu, nu am de gând să demisionez și nimeni nu mi-a cerut acest lucru și în afară de dumneavoastră nimeni nu mi-a cerut sunt acest lucru. Sunt mai multe personalități publice. Am înțeles că cel care v-a furnizat informația v-ar fi sugerat același lucru. Repet, v-am răspuns la întrebare, da? Nu știu ce ați înțeles dumneavoastră și mă bucur v-am că răspuns nu la întrebare, nu consider că acesta ar fi un motiv temeinic, serios, pentru că cel puțin în această perioadă să iau în calcul vreo posibilitate de a demisiona și a lăsa conducerea autorității electorale fără președinte, fără conducător. Spectaculos ce ați declarat. Domnul pe care l-ați urmărit... Că trebuie să ne mai numere o dată. Și noi credem că trebuie să-și dea demisia. Puneți-ne și pune. Deci, pare o singură persoană. Deja suntem trei. Cu băiatul ăla. Băiatul ăla și noi doi. Nu știu, domnul Zafir. Sunt trei băieți care îi cer demisia acestui om, nu doar din această speță, ci pentru că am văzut ce a făcut ca prefect, antijoc pentru bucureșteni, blocat tot ce era de blocat și nu colabora unde nu era de colaborat. Înțeleg că l-a amendat o dată pe Nicușor că nu-și pusese eșarfa tricoloră, în schimb, în timp ce unii bagabonțeau, orașul era absent. Și doi, pentru că eu nu cred că acest cetățean în vârstă de 71 de ani, de peste limita de vârstă de pensie în România, trebuie să blocheze o funcție. Știu, dar acum deja, domnul Zanfir, lucrurile sunt mai complicate decât vârsta de 71 de ani. Nu, dar și asta trebuie, vreau să și discutăm. Asta, deci e vorba de pensii, de alea, de situații dificile și nu, dar ce e el? Putea să aibă și 23 de ani. Iar și era o mare problemă să vină un puș de 23 de ani și la autoritatea electorală permanentă. 71 de ani. A fost 71 de ani. A fost descoperit de Curtea de Conturi că a luat în plus 24.000 de euro printr-un ordin emis de el, conform unui document al auditorilor publici. Deci, practic, ce s-a întâmplat? El a făcut lucrul acesta, a fost prins și acum vă explica faptul. Dar am zis că dau bani înapoi. Adică, nu, dau bani înapoi, bine, mai ok, hai să mergem. Nu pot să las fără conducător, aveam toate semnăturile. M-a sprins, dau bani înapoi. Ai auzit tehnicare că nu vorbește despre el, vorbește despre președintele autorității electorale permanente și a dat... Bă, tu! Ce președintele? Adică el vorbea ca și cum era o persoană distinctă și el acum era un evaluator obiectiv asupra situației. El s-a președintele... construit înainte de 89. Am înțeles. Că erau altfel de reguli. Da. Chiar e șocat. Da. Ați ajuns să-l întrebați pe președintele autorității electorale? Eu nu știu dacă exista autoritatea electorală. Da, nu prea era. Aveai da, sigur. Acte electoral, da. Da. Bun, da. Și încă interesant este iar vehicularea asta. Vezi că în România e foarte din ce în ce mai stabilizată. Nu pot să părăsesc postul acum, să las vacant un post în timpul... Că ne descurcăm, găsim altul. Deci pare un sacrificiu în care continuă să existe. Găsi pe cineva până 65 de ani. Da. Eu vreau să insist pe treaba, deci pe mine mă deranjează profund. Văd că sunteți vizibil. Nu, dar m-am săturat. Păi asta este eșecul mai multor generații. Funcțiile elective sunt funcții elective, în sensul în care orice persoană care respectă niște condiții legale, are pentru cameră 23 sau nu știu cât, pentru alții 30 ceva, așa, poate fi ales orice om și își duce mandat. Bă, dacă vii și tu și l-am numit, l-am pus, l-am făcut, l-am dres, bă, nu mai vreau să-l pui, să-l faci, să-l dai, nu mai vreau nea Petrică, daia, ba, 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 nu mai vreau nea Tony Greblă, mâna se făcu, nu mai vreau de-aștia. Vreau oameni din activitate. Mie mi-ai devenit cu legea asta și ai spus, la 65 de ani ești pensionar. Gata, ieși. Cu posibilitate, în eventualitatea în care, nu știu, la profesor nivel conducător de doctorat, până termină ăla, până nu se mai lungesc, se mai agață de niște chestii și aia. Dom'le, ce-mi cauzi mie cu nene de 71 de ani, cu speranța de vârstă 69 de ani la români bărbați, așa, în funcție de asta extrem de cum să spun eu, presantă. Deci e ceva stresant acolo. Deci nu mă ia pe mine că îi fac age shaming. Nu mi se pare regulă să nu fie. Ieri a venit generațiile de 60, 50, 40 n-au produs niciun om capabil să ocupe o funcție. A trebuit să deranjăm din pensie un nene? Oprim totuși această traiectorie, aceste idei și să o clarificăm ca fiind totuși una stupidă. Ideea că rămâi pe funcție după ce ai făcut ceva sau oricum rămâi pe funcție sub formă de sacrificiu, că nu pleci. Așa cum li se reproșează sacrifică pentru noi. De la USR, că au plecat de la guvernare, că n-au vrut să se angreneze, nu știu ce șmecherie și atunci au plecat, au fugit de la
Alo, domnule, e o formă de decență în momentul când nu vrei să te angrenezi, nu vreau să le fac ăstora o statuie sau ceva. Bă, dar nu putem în România să continuăm cu această stupiditate de a zice că ai preluat o funcție, ți-ai asumat o funcție ca un sacrificiu. Deci trebuie să înțelegem că nu există chestia asta, nu există, e o stupiditate, ceva ridicol. Până acum era demisie de onoare. Da. Acum e rămânere în funcție de onoare. Deci până acum toată lumea conștientiza că bă, și-a dat demisia de onoare. Adică era obligat. Bă, nu era obligat. Dar a zis, băi, gata. Un act de onoare, niște controverse, erau așa, niște controverse legate de persoană, care sigur nu implică juridic o demisie. Da, a simțit el nevoia, gata. Ceva petrecut în mandatul său, fără răspunderea sa directă, dar bă, on demisie. My watch, da. În mandatul meu, demisie de onoare, gata? Sau față, ca băi, protest spectacol. Față de un principiu. Nu sunt de acord, motiv pentru că e o demisie de onoare. La el se impunea o demisie de onoare, pentru că e un nene care îi plac prea mult banii. Dacă nu i-ar fi plăcut mult banii, ar fi zis... E chiar de oroare la el demisie, vorbea da. despre logica sa juridică. Bă, dar logica ta juridică nu ai să-i zic că e o problemă tu să stabilești că trebuie să primești mai mulți bani. Și când îți dai seama că logica ta juridică te-a înșelat și vine curtea de conturi și spune, bă, nu e corect. Vii cu semnătura. Păi tata, a semnat doamna de la... Lasă-mă cu doamna de la personal, mă! Tu, somitate în drept, că așa se prezenta. Dita mai somitate în drept. Judecător la CCR? Judecător la CCR. În momentul în care a intrat în conflict cu realitatea juridică depistată de o altă instituție, spui, bă, gata, m-am paradit. Nu mai judec cum trebuie. Mă retrag dracu de aici. Da? Cam asta trebuie să faci. Nu, pentru face... că judecata lui juridică este pusă sub semnul întrebării. El vine acum. Și asamblează de andoselea lucrurile. Domnule, eu o să rămân aici în funcția aceasta în formă, sub formă de onoare. Domnul Zafir, menționați ieri, mi-aduc aminte că s-a discutat și ieri despre această situație în care ne aflăm. În privat nu l-ar ține niciunul până la 71 de ani. Mă întreb pe marea somitate. Cum dracu, bă, să fie liber de contract? Somitate de fost judecător CCR și să nu se bată toată lumea pe el, să nu-l ia consultant o mare societate de avocați, un mare trust, un mare... Bă, unul nu ar zice să luăm noi pe nenea ăsta să lucreze la noi la privat. Unul mă n-ar zice. Cum se face că toate somitățile astea într-un fel sau altul se înșurubează pe la stat? Asta mi se pare mie interesant cu privire la somitatea pe care trebuie să o ținem în funcție așa de ani. Că dacă ar fi venit o mare societate de avocați și zice, bă, somitatea asta trebuie să fie, domne, îți dăm cât ai tu pensie? 10.000 de euro. Păi îți dăm 20.000. Vino la noi aici, Alișea, fă cumulul pensiei cu salariul la noi. Înțelegea, bă, e somitate, dă-o dreacu. Ăsta și pe patul de moarte mai dă 2-3 indicații acolo, mutați virgula. Dar somitate numai la asta, mă, tată. Somitate numai la AEP, somitate la prefectură, nu mai zic în altă parte că e urât să vorbești aici. Somitate de asta pe sinecură. Nu e o somitate. Pune somitatea pe liste. Pune-l senator, că ți-l votează omul până la 210 ani dacă e viu ca senator și e legal. Somitatea nu ciugulește voturi. Somitatea acum e doar montată așa, până locuri bine plătite. A, mă, lasă-mă, dracu, și cu somitatea. Bun, ieri vorbeam despre situația asta pe care ai menționat-o din nou, ai readus-o în discuție despre felul în care se trăiește în România, în sensul în care speranța de viață e destul de redusă la bărbați și un pic mai ridicată la femei, dar oricum, mă rog, scăzută și la femei în comparație cu alte state civilizate, dar ceva mai ridicată decât cea a bărbatului. Și atunci am zis, mi-aduc aminte de mine, cum eram aici și ce ziceam. Am zis, domnule, atunci, uite, ar putea să-și schimbe sexul. Să cineva s-ar putea gândi, bă, dacă femeile trăiesc 75 de ani și bărbații 69, păi aș vrea să... Adică ar putea să se declanșeze ideea asta în capul cuiva. Păi atunci, haide, dăm voie să trăiesc un pic mai mult, nu? Dar văd că la spanioli, citeam o știre că la spanioli, sigur, există mecanismul, dar explicația e diferită. Schimbarea asta se produce sub o altă explicație, sub o altă argumentație. E o altă problemă. În Spania a intrat în vigoare o lege a transexualității. Doamne ferește. Ceea ce, domnul Buzeanu, e ceva ce ți-ai dori. Ce ți-ai dori? Cum să nu-ți dorești o lege. Da. Orice fel de lege. A, te referi la lege, că ți-ai dori lege, da. E stai bine. Că e posibil... Decât să fie vid legislativ... Decât să fie vid legislativ, mai bine e supra-legiferare. Ar spune etatiștii, da. Bolnavi de etatism. Da. În timp ce niște libertarieni convinși ar zice, da, o, Doamne, iartă-mă, că noi o reglăm noi, o se reglează piața. Da. E, piața, uite cum se reglează. Piața bărbaților acuzați de violență domestică din Spania se reglează în urma unui fenomen foarte interesant de transexualitate juridică. Nu știu dacă Matale avea așa pe vremea. Domnule, ta. Este și medicală sau doar juridică? Este decât medicală. Adică își schimbă sexul medical vorbind ca să scape de o pedeapsă? Domnule, îți dau un caz concret. Caz real. Caz real care înțeleg că în Spania e un fel de caz de manual. E petrecut recent, în urmă cu 10 zile, da. Dar este replicat și în alte zone. Aveți o prospătură. Domnule, având în vedere că vorbim despre transexualitate și e de dată recentă, da, e
Ia ziceți. Proaspăt. Ziceți că e. Da. În urmă cu 10 zile nu știu ce făceai tu, nu da. Mi-amintesc nici eu exact că ce făceam. Că eram în concediu, da. E posibil. Eram liniștit. Dar Poliția Regională Bască aha. intervenea pentru arestarea unui cetățean de sex masculin, până la urmă, da. Unui individ, ca să spun așa, unui da. Individ din San Sebastian. Mm-hmm. E o localitate frumoasă unde din... Regele are acolo, castel, nu? Au... Nu. Cine? San Sebastian, regele. Da, are mai multe case. Are, mă, are. Frumos lasă. Acolo, da. Acuzat că și-a atacat soția și cele două fiice cu un cuțit. Deci iată un individ agresiv din San Sebastian. Mm-hmm. La momentul respectiv, procurorul a încercat să aplice să aplice violenței domestice evidente și circumstanța agravată prevăzută atunci când autorul este bărbat și victima femeie. În legea cadru din 2004 pentru violența de gen s-a stipulat și această deosebire. Există violență domestică de mai multe feluri. Violența domestică, atunci când ea e săvârșită de bărbat împotriva unei femei, are circumstanțe agravante. Din motive de ordin fizic, da. Fizică, ești mai... Da, sau... loviturile sunt mai teoretic stragice. Teoretic ești mai. Da. Sau, nu știu, așa au gândit-o. E, când s-a apucat el să facă hârtiile, niște... dracu, nu te mai scapă din mâna mea, ce eu fi schis procurorul ăla acolo, vezi dosar ce-ți fac, ești mâncat. A stat el, a dat toate hârtiile la dosar și a văzut că nu se poate. Păi de ce nu se poate? Dacă bărbatul ăsta a bătut o femeie. Și bărbatul ăla, cu pantaloni neras, urât, uitându-se la procuror, cu nume de bărbat, și bineînțeles prenume de bărbat, că ăla e esențial, era de fapt femeie. Deci, dom'le, cred că e o neînțelegere aici. Cum adică ești femeie? Da. Acum 2-3 luni. Păi cum? 2-3 luni vechime. Vechime. Are vechime. Păi cum? Păi cunoaștem și noi legea. Și s-a demonstrat că bărbații agresivi au găsit un articol din lege care îți permite să-ți schimbi genul în fața autorităților fără să operezi nicio modificare la aspectul fizic, fără să-ți schimbi prenumele, fără să informezi pe nimeni, pe nimeni, mă, pe nimeni, solicitând doar o modificare la starea civilă, o rectificare deci, a atenție, sexului său legal. Nu e deci vorba s-a dus pe șestache de intervenție și... medicală. Ce medicală, bă, n-auzi că nici nu s-a dat cu ruj. Da. Ce vrei să zic? Nu, nu e... Deci față ce prezentați de noi, e de la poliția locală. De la asumare a unei domnule, diferențe. Domnule, a depus o cerere. O cerere tipizată. A depus o cerere la autoritatea publică locală, așa. Subsemnatul Gheorghe Pașa. Da, da. Solicii să mă... Sunt o doamnă. Ce naiba. Așa. A depus. Și a zis, vreți altceva pentru doctor? Păi stai, domnule, un pic. Nu. Deci e vorba de felul în care se simte el. E la vorba fel, bea bere, la fel nu îi dădea cu muștar pe mai eu. Că se asumă din momentul ăla ca fiind o femeie, fără să... Dar adică n-a zis nimănui. Să fie biologic femeie. N-a mai zis nimănui. Nimănui. Da, nu-i zicea unul, mă. Dar asta vreau să... Bun. Da, deci dai seama că omul s-a gândit, băi, eu comportamental nu am cum să mă schimb. Măcar din punctul ăsta de vedere aș putea să fac o mică modificare. Adică s-a gândit, bă, comportamentul meu va fi același, ăsta sunt, până la vârsta asta n-am ce să mă mai schimb. Și atunci s-a gândit, bă, dar dacă eu aș face comportamentul ăsta din perspectiva unei femei, ar fi ceva mai în regulă. Dar te întreb eu pe tine, domnul Zamfir, te întreb eu pe tine, de ce e această discriminare între genuri? De ce? Dacă ești bărbat e mai grav și dacă ești femeie e mai grav. De ce, domnule, nu trebuia o egalitate, nu trebuia un echilibru, nu, adică n-ar trebui să fie o echilibrare a genurilor, adică până la urmă și consecințele să fie aceleași. Dar aici mă deranjează pe mine cumva. Aici văd eu cumva. Deci omul ăsta a încercat să rectifice o greșeală a legislatorului, care a zis, a face diferența între femeie și bărbat. Aici e o problemă pe care o putem remarca. Haideți să continuăm, ca să ce vedeți să cum a evoluat. Da. Procurorul a trebuit să reducă acuzația de violență domestică plus violență de gen la o acuzație de violență domestică simplă. Și aflăm că la 900 de kilometri distanță, în Sevilla, un tribunal specializat în cazurile de violență împotriva femeilor a clasat un caz pentru că agresorul, care fusese deja condamnat la 15 luni de închisoare pentru violență de gen în 2019 și a schimbat sexul în 2023. Prin urmare, toate faptele comise de atunci trebuie să fie investigate de o instanță penală obișnuită, nu de tribunalul specializat în violența de gen. Da. Înțelegi? Suspectul oricum își amânase intrarea în închisoare prin diferite apeluri și va petrece și mai mult timp în libertate.
Și după aia o serie întreagă de publicații din Spania citează procurarea pentru violență de gen în Andaluzia, care spune că a sesizat în ultima vreme mai multe cazuri de transfer de dosare în departamentul Malaga. Dom'le, a nebunit lumea, dumneavoastră nu vezi că a nebunit. Ce vreau să remarc? Pentru că au găsit, descoperit ăștia agresivi, au găsit această lege și o folosesc. Bine, și aici ai procuror specializat pe violență de gen, tribunal specializat de violență. Și aici când începi să faci 10.000 doamne, de straturi, doamne, doamne. Mintea infracțională găsește 10.000 de soluții. De soluții de portiție. Da. Domnul Zanfir, treaba e în felul următor. Nu asta aveți cont de Telegram? Vă întreb direct, nu mă feresc, de Telegram. Nu, domne, eu sunt extrem de rudimentar în comunicare, eu folosesc telegraf, nu telegram. Deci nu vreți să nu vă doriți. Trimit o telegramă pe vechi dacă dorești de la mine. Nu vă doriți, domne, asta vă întreb, asta nu vă doriți. De la ruși? Ba da, e, nu vă atunci doriți totuși să aveți o conversație securizată din când în când? Există această idee a românilor pe care am remarcat-o, domne, când se vor să vorbească ceva ce, mă rog, ar trebui să n-aibă acces, la care n-ar trebui să vorbești cu soția și nu vrei să te asculte cineva, sunt pe WhatsApp, există această idee. Da. Domne, sunt pe WhatsApp că pare că ar fi criptată discuția și nu se află și nu se aude, nu poate fi interceptată. Tu dai SMS-uri? Discuția aia. Nu, nu, nu. Dai mesaje pe WhatsApp? M-a ferit Dumnezeu de SMS-uri. Dai mesaje pe WhatsApp? Da, da, pe WhatsApp, da. Păi dacă dai mesaje pe WhatsApp și nu dai SMS-uri, da, de ce suni apel obișnuit și nu suni pe WhatsApp? Da, nu știu, domne, dar da, așa există. De unde am eu impresia cumva că s-a creat așa o idee livrată de serviciile secrete pe piață, bă, vedeți că pe WhatsApp nu vă putem intercepta. Vorbiți acolo că acolo nu vă putem intercepta, că pare prea. Dar cert este că ăștia de la Telegram au o funcție foarte interesantă, secret chat function se numește, în care tu poți vorbi realmente securizat. Deci realmente nu se poate intercepta. În afară de Durov ăsta, nu poate nimeni să intercepteze acea discuție, dar Durov are cheile de decriptare a discuției respective. Da? Da. La acest Telegram lucrează, nu știu, vreo, unii zic 30, alții zic 300, oricum foarte puțini oameni și oamenii ăia se plâng într-una că ei nu că au acces. Să nu că n-au acces nici ei, mă. Deci doar ăsta are acces. Nu e normal să n-aibă acces? Bun. De ce îmi pui la dispoziție o platformă de comunicare criptată, da, dacă tu ai acces la mesaj? Dacă nu e criptat. Exact. Trebuie să fie criptat în primul rând față de tine. Nu, tu ai acces la asta. Păi e o tâmpenie. E o tâmpenie. Păi doar că folosiți în continuare atunci Telegram. Treaba e așa. Treaba e așa. Dacă așa e. Dar nu știu dacă e chiar. Așa e. Dacă are acces. Așa e, are acces. Treaba e în felul următor. De această secret function, secret, mă rog, secret chat function, mă rog cum îi zic, așa, beneficiază și ăștia de la ISIS. Beneficiază teroriștii. Vorbesc pe această... Deci e fără discriminare. Da, vorbesc pe chestia asta. Intră, cu tare, o folosesc, se întrebuințează de ea. E întrebat Pavel Durov, proprietarul. Bre, e în regulă, l-a întrebat, au întrebat o fel de moderator că mai merge pe la zona asta de tech, nu știu ce, e în regulă, domne, că vorbesc teroriștii, se folosesc de tehnologia asta pe care Fraxul mai degrabă a implementat-o, el e așa mai mult cu imaginea, cred eu. Fraxul e mai degrabă ăla deștept, e un olimpic, e ceva tare de tot Fraxul. Domne, e în regulă că se folosesc de treaba asta voastră și el a zis în felul următor, domne, oricum ar fi găsit și alte metode de a vorbi fără să fie prins, secretizat și așa mai departe. E important să aibă posibilitatea și omul de rând totuși să vorbească în maniera aceasta confidențială, fără să fie interceptat și așa mai departe. Deci, și acum este arestat în Franța și e un scandal extrem de mare în legătură cu această situație. E arestat continuu arestul, starea de arest și probabil că va fi prelungită astăzi starea asta de arest în care se află. Fraxul este de negăsit în momentul de față și este arestat pe ideea, pe niște acuzații teribile. Dar, pe de altă parte, dacă te mai uiți așa un pic pe Telegram, descoperi că sunt tot felul de grupuri. Alea nu sunt criptate, alea sunt publice, alea nu sunt, n-au nicio chestie. Dar sunt tot felul de grupuri unde se livrează imagini oricât de terifiante, imagini din Ucraina, imagini din, deci imagini de pe din Gaza, imagini care cumva au oarecare legitimitate, în sensul că vezi și tu ce se întâmplă acolo, te îngrozești și zici, bă, săraci oameni, nu se poate așa ceva. Care e problema? Nu e legal? N-ai voie să arăt. Ba, nu e o problemă. Problema este că, dincolo de aceste imagini, mai sunt și alte imagini, tot așa, nenorocite, întâmplate, oameni explodând, nu știu ce tot felul, pe diferite grupuri de astea, dar livrate sub formă de divertisment. Așa. Și zona de pornografie, zona de tot felul de lucruri de astea nebunești pur și simplu, da? De toate felurile. E vorba, e acuzat cumva și pe zona asta de pornografie infantilă. Aia este ilegală. Alea trebuie
Da, dar ăștia se livrează acolo astfel de conținut pe astfel de grupuri. Aici e chestia. Se livrează astfel de conținut pe astfel de grupuri. El zice, băi, eu n-am nicio vină, stai o secundă, n-am nicio contribuție. Eu doar am această platformă care pune la dispoziție această posibilitate de a se întâmpla lucruri de genul ăsta. Și acum se pune problema. Păi dacă el, Durov ăsta, îi dă vină pentru așa ceva, pentru lucruri de genul acesta... Da, toate platformele. Păi ar putea să fie și Zuckerberg, că și la el, sigur, există, la Facebook nu poți să faci așa ceva. Dar există alt gen de infracțiuni care se pot întâmpla prin plejuite de Facebook, nu? Adică... Dar întrebare, astea se răspândesc pe grupuri sau pe mesaje private? Sunt grupuri. Pentru că, uite, în cazul Facebook, instanța a stabilit că tot ceea ce apare pe wall, se numește aia, așa, e considerat spațiu public. Da. De exemplu, tu dacă scrii pe wall... Nu știu cine de la Ministerul Muncii, e un idiot, un bou și a luat și pagă să facă mizeria asta de lege, așa, așa, ăla te dă în judecată. Da. Și vedeți ce și cum. Dar și Facebook are o reacție. Dar dacă tu trimiți mie un mesaj, bă, Răzvan, deci ăla de la Ministerul Muncii, un idiot, un bou, cred că e șpăgar, cred că e un infractor, nu știu, bă, eu îți zic, bă, și eu cred, și merge mai departe, nu are niciun fel de drept. Așa este. Deci, întrebarea este, vorbim de o parte a acestei platforme care nu mi-e foarte clar cum funcționează. Telegram. E un fel de WhatsApp, dar un pic mai dezvoltat, pentru că nu e doar WhatsApp-ul, nu prea are zona asta în care tu practic deții un grup unde livrezi content de genul acesta. Deci nu poți să faci grup pe WhatsApp cum? Nu știu, poate că nu. Poate să fie și pe WhatsApp așa ceva, dar cert este că n-ai grup pe WhatsApp, prilejuiește grupuri de 200.000 de oameni, asta e ideea. Grupuri mari. Mari de tot, de ce? Pentru că nu există moderație și acolo. Acolo, nu există moderator. Porcăriile. Poți să pui orice. Și acum, sigur că în exemplu pe care mi-ai dat pe WhatsApp nu poți face aceeași lucru? Nu cred. Că ce atât, nu de mari, atât de mari grupuri, atât de largi. Care e limita maximă a unui grup de WhatsApp? Cred că e mult mai mică. Cred că e mult. Și contează dacă sunt 100 de oameni în grup sau 50 sau 20 de oameni în grup? Aici vorbim de comunicare asta în masă, 200.000 foarte mult. Treaba e așa. Trebuie să luăm publicitate, trebuie nu? Să luăm publicitate. Hai că ne întoarcem și mai că și nu. Comunicăm după aia, da. Pauză și revenim. Hai că ne-am lămurit un pic care diferența între grupurile pe care le fac ăștia de la Telegram și cele de la WhatsApp, la alea de la Telegram, de 200.000 de membri. De acolo, câte ori fi, acolo, tu te poți înscrie, te poți intri, că sunt ca tot felul de, știi, ca magazine, știi, te plimbi așa, că intru și ai și grupul de WhatsApp, ori ești invitat, ori îl faci tu. Da. La Telegram intri în funcție de topică, topică în română nu e, topics în engleză, în funcție de subiect. Mă interesează, uite, vreau să văd decapitări, vreau să văd... Și dimensiunea e importantă, acolo poți maxim 1.000, aici 200.000. Dar oricum e dubioasă. E dubioasă treaba, da. Adică cu reținerea asta, cu nu știu ce... Acum se pune problema dacă reținerea asta, aici e altă discuție, dacă reținerea asta este pentru că a deranja cumva establishmentul mondial, pentru că există această posibilitate de a se comunica într-o manieră cumva secretizată. Și ăștia se deranjează că n-ar trebui să existe așa ceva și așa mai departe. Adică e și asta o discuție. Pe de altă parte stau și mă întreb dacă tu știi care, că este emis un mandat de arestare pe numele tău de câteva săptămâni, luni, te duci acolo? Adică iar e o neclaritate și în privința asta. Adică pare totuși într-un fel că omul și-a asumat că va fi arestat. Și aici e o altă speculație, că părea că e într-un pericol mai mare și a zis, bă, mă protejează oamenii ăștia arestându-mă, deci nu știu. Deci pare că ambele mandate, și cel pe numele fondatorului și pe cel al fratelui care are statut de cofondator, sunt emise în baza acestei anchete privind abuzurile sexuale asupra copiilor. Deci au dus-o pe zona asta de pornografie infantilă, nu pe terorism, nu pe alte chestii, ci pe așa, ci că ar fi refuzat să pună la dispoziție date care să ducă la prinderea celor din aceste... E foarte interesant subiectul, pentru că el așa a ajuns să-și facă acest Telegram, pentru că avea VK-ul la Facebook-ul rușilor și Putin atunci i-a cerut, domnule, dăm cheile ca să văd cine sunt, nu știu ce cutare, la momentul în care erau protestele din Ucraina. E sensibilă că și-au ales o temă pe care nu poți să... Adică trebuie să ții cu cei care anchetează abuzuri împotriva copiilor, știi? Problema e că acum abuzul împotriva copiilor, data viitoare chestii de siguranță națională, după aia, trebuie să mai vorbim pe subiectul ăsta, că e alunecos rău de tot și risc să greșești dacă îl tratezi superficial. Să aveți o Românie bună în continuare! Ne vedem mâine la ora 18, toate cele bune!